Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion, etalare pentru noiembrie 2021, parcă 2021 suntem, da? După cum vedeți, câteva cărți le-am extras deja, le-am amestecat și au venit câteva mesaje pentru voi, restul vom face live. Primul mesaj. Apreciați acest moment. Acest moment, ziua voastră de naștere, apreciați orice primiți. Aveți numărul 33, știți că este număr maestru, poate 33 să vă influențeze sau să vă reprezinte într-un anume fel. E numărul de la apartament, este vârsta voastră, este numărul vostru de destin, este ceva. 33. Dar ambele țin de comunicare. Pe de o parte simt că ar putea să fie o comunicare de natură umană și comunicare de natură divină. 3 și cu 3 înseamnă 6. Trebuie să echilibrați eventual, după cum îmi arată cărțile. Chiar trebuie să comunicați latura voastră. Să comunicați? Da, să comunicați, deși vreau să zic echilibrați. Să comunicați despre latura voastră spirituală sau despre căutările voastre spirituale. Dar am zis că trebuie să echilibrați latura voastră spirituală, divină, pe care toți o avem, eventual căutările voastre, cu un aspect care ține de dragoste, dar de dragoste pământeană. De dragoste pământeană. Apreciați acest moment. Orice situație este o oportunitate de a crește și de a găsi dragostea. Apropo de 6 și de cele două aspecte, uman și divin. Chiar dacă dragostea umană ne face să suferim, creștem în aspecte care țin de spiritualitatea noastră. Devenim profesor spiritual prin fiecare lecție, prin fiecare suferință prin care trecem. Continuați ca această molie, care este reprezentată, care reprezintă de fapt un soi de as, de spade. Căutați adevărul, căutați lumina divină, specific pentru că scorpionii mai au tendința să intre și în zona întunecată a lucrurilor. Căutați lumina, chiar dacă simțiți că vi se ard aripile, merită această ardere, acest sacrificiu. De orice natură ar fi această suferință. Asta pentru că am văzut în timp ce amestecam setul de cărți pe care îl voi folosi, am văzut, printre altele, 3 de spade. Suferința voastră, poate că ați vă acuză că îi face să suferiți, este partea a doua, dar suferința este un profesor spiritual. Concentrați-vă pe dragoste. Aveți credință, apropo, deocamdată, până acum, mesajele țin foarte mult de spiritualitate, de credință. Credință că la un moment dat se vor manifesta miracole și binecuvântări. Să știți că fiecare lucru este un dar. Din acest motiv, zice, apreciați acest moment, apreciați acest lucru, apreciați orice. Nu fiți prea critici, da? Nu fiți prea depresivi, nu stați prea mult în energii negative, în depresii, în tendințe negative. În această carte, concentrați-vă pe dragoste, este un dragon. Eventual, încercați să vă iubiți ego-ul vostru, pe care toți îl avem, da? Care are și o latură mai necizelată, mai reptiliană. Tratați-l cu dragoste și veți vedea cum se transformă eventual. Sau, dacă nu se transformă, vă slujește fidel în ce aveți voi de manifestat frumos. Iar profesorul spiritual se referă la cineva care, sau la anumite persoane cu planete în scorpion, care predau, îi inspirați pe cei tineri să învețe. Acum, puteți să predați orice. Interesant, aveți și justiția. Dar faptul că puteți să predați, echilibrați, aduceți justiție divină, echilibrați eventual viața unora. Dar pentru asta trebuie să aveți și voi viața, să tratați viața într-un mod echilibrat. Poate pentru unii care nu sunteți atât de evoluat spiritual, un profesor spiritual vă învață, vă predă echilibru, justiția, dreptatea. Iar avem și cărțile de oracol, avem și vindecătorul sau, da, și energia care vindecă. Aveți lucru de vindecat, tipic, toți scorpionii și, de fapt, nu doar scorpionii, că toți avem o casa 8-a, da, în harta noastră natală, dar este ceva de vindecat,
ca să se poată manifesta justiția divină. Până nu se vindecă, lucrurile nu se pot corecta. Acum justiția poate să mai însemne și alte lucruri. Vom vedea cum reapare acest mesaj, dacă reapare. Din seria animalelor am spus că ar trebui să fiți ca această molie, să zburați cât mai aproape de flacăra divină. Poate și de pasiune, dar, repet, echilibrați pasiunea de natură, ce tare am vorbit, pasiunea de natură umană, fizică, eventual, erotică, na, că avem totuși scorpionul, casa 8-a sexualității, și natura, pasiunea pentru adevăr, justiție, pentru cunoaștere, predare, profesorat, pentru spiritualitate, pentru lumină, pentru divinitate. Da? Și eventual ieșiți din starea de frică și tot așa, mergeți cu viteză, aveți aer și foc, dar aici avem deja o altfel de mișcare în fizic, nu în aer, nu în mental, în fizic. Pentru unii poate că o să vină cineva hodorong tronc brusc cu această tot timpul un curc, nu e leopard, leopard este ghepard, leopard. În fine, s-ar putea să primiți niște vești. În acest moment am senzația că vor fi niște vești neașteptate, după ce a stat în grijă, în stres, cum să se manifeste ceva nou, un as de foc care are tendința să irite niște spirite. Aveți leul, aveți vulturul, aveți animale puternice ca și spirite care vă inspiră și vă ghidează. Hai să vedem energia generală. Să le pun pe acestea deoparte ca să am loc. Energia generală. Mesajele pe care le-ați primit pot să facă să aibă legătură cu alte aspecte din viața voastră, nu cu cele pe care le voi desfășura acum, dar să completeze parte din viața voastră. Regina de pământ, cunoașteți-vă valoarea, împământeniți-vă, dar, dar nu uitați de latura voastră spirituală, divină. Haideți să vedem energia generală în această perioadă pentru Scorpion, Soarele, Luna, Venus, Ascendentul, Lunar, Scorpion. Cu regina de monede poate să fie soția cuiva sau voi sunteți soții, soți sau mama cuiva, printre altele. Uf, ca și influență în această perioadă. Wow, regele de foc! Regele de foc! Că nu degeaba a apărut leopardul, ghepardul, cum eu zice, regele de foc. Wow, ce frumos, strălucitor. Este cineva, posibil care o să vină foarte iute în viața voastră, doritor să... să vă cheme, să manifestați ceva nou, să vă cheme în lumină. Nu mă o să ai pe scenă, deși regele de foc în general lucrează pe scenă sau e o persoană foarte atractivă care iese în evidență, dar acest motiv se zice să fiți ca această molie. Mergeți către soare, mergeți către persoanele care strălucesc, care inspiră. Și chiar dacă e altfel de inspirație, să zic artistică sau eu știu ce altă, de natură profesională, chiar în sine aceasta este o lecție spirituală. Da? Să fii profesor spiritual nu înseamnă musai să predai spiritualitatea, ci efectele cuvintelor și acțiunilor tale în timp să producă creștere spirituală, să știți. Interesant, iar apare balanța. Doi de spade, cineva a ales. De ce? Cred că n-a putut să vorbească, n-a putut să comunice până acum, nu întâmplător, aveți asul de spade. Se dorește exprimarea unui adevăr, în mod special de acest rege, de către acest rege de foc. 2 și 2, 2, 2, da? După
Îndelung proces de vindecare. Vindecare de o tendință de a minți, de a se minți a voastră a lor. Dar cred că această poveste are legătură cu regele de spade. De foc. E o persoană pasională, da? Care vrea să manifeste iar asul de spade. Da? Adevărul se exprime. Un lucru pe care l-a ținut ascuns cu șapte de spade, dar, repet, a fost necesară vindecarea acestei tendințe de a ascunde adevărul, de a nu împărtăși ce gândește, ce simte. Și acum este dorința, s-a ales deja cu doi de spade, așa simt, s-a ales manifestarea. Sau se dorește din partea acestui rege de foc manifestarea a unei noi etape. Ia să pun și aceasta mai deoparte. Deci, în principiu, cam acestea ar fi mesajele. Vedem ce legătură au și cum se leagă. La capătul, iar am spus, am văzut regele de cupe. Regele de cupe, o dragoste profundă, adevărată. Aveți în spate o persoană pe care o cunoașteți. Șase de cupe. V-ați întâlnit. Chiar v-ați întâlnit când ați reușit să vorbiți sau să dezvoltați o relație, este partea a doua, dar cu acest personaj v-ați întâlnit. Acest personaj, pentru unii, personajul din șase de cupe, da? Personajul din copilărie sau dintr-o viață anterioară sau cu care v-ați mai întâlnit pe lângă casă, prin cartier, printr-un loc care este familiar vouă și lor. Acest personaj este interesant, profesor spiritual și marele preot. Vreau să zic că e căsătorit. Pentru mine marele preot înseamnă întotdeauna contract în fața bisericii. Dar evident că poate să fie și la locul de muncă. Dar, de ce ar fi trei de spade, da? Au fost niște discuții, probabil legate de independența cuiva sau independența cuiva a provocat creșterea spirituală a celuilalt, conectarea la o anumită latură emoțională, dezvoltarea unei iubiri necondiționate și asta se face evident conectarea sau descoperirea dragostei se face prin suferință, asta vreau să zic. Și argumente și conflicte, aș vrea totuși luna aceasta, chiar dacă fac cruce celtică, cum fac eu de obicei, să folosesc și cărțile invers. Și uitați unde am deschis, la regele de cupe, regele de monede. Probabil că persoana materialistă, iar a trecut printr-un proces de vindecare și vrea să vină să... Se exprime ceva, dar noi o să folosim cărțile invers. Ideea este că nu a venit acest rege. Haideți să vedem. Eu uneori mai vorbesc și cu mine și cu spiritul care mă inspiră, Sfântul Duh, zic eu. Soarele, Luna, Venus, Ascendent, Lunar, în Scorpion, noiembrie 2021. Hai să tăiem cărțile. Ia uite, cineva încă nu s-a vindecat, e în proces de vindecare. Poate că mai are puțin, vom trăi și vom vedea ce mesaje vin. Wow! Dar e bine, când diavolul e invers, este bine, mai ales pentru scorpioni. Până și diavolul fuge de voi, măi. Nouă de bâte tot invers, aici este provocarea. Trebuie să vă eliberați, eventual, de tendința de a bloca. Poate că ați avut această tendință de a bloca anumite manifestări, tocmai știind că aveți o energie negativă în preajmă. Dar dacă vă eliberați acest diavolaș, aici este provocarea. Dacă tot vă eliberați, fiți mai vulnerabili. Dar o să vedem. 8 de bâte în trecutul îndepărtat, 8 de bâte în poziție normală, temperanța, frumos! Temperanța este cea care l-a făcut pe diavol. L-a anihilat, de fapt. L-a pus cu botul pe labe.
pe acest diavol. De fapt, e Arhanghelul Mihail, dacă stăm să ne gândim, da? Ce cărți frumoase deocamdată. În viitor, iar 6 de monede, dar în contextul ăsta pare fain. În prezent, 6 de spade. Să și clarificăm. Măi, dragii mei, cu diavolul și împărăteasa invers. Unii dintre voi vă eliberați de adicția pentru o anumită femeie, că este mamă, că este mama copiilor voștri, că este o amantă, da, tratată aproape împărătește, dar care nu a meritat eventual. Este o femeie extrem de negativă. Faptul că vă eliberați este minunat. Poate nu e mamă, poate e o femeie importantă în viața voastră. Vă eliberați acest personaj. Wow! Influență exterioară, 8 de spade invers. De ce vă este teamă de nebun în poziție normală? Ce vă doriți? 3 de monede invers. Nu vreți să mai colaborați cu cineva? Nu vreți să fiți în triunghiuri amoroase? Nu vreți să aveți maxim 2 colaboratori? Eu și cu... Da? Eu dau ordinele, celălalt le execută. Al treia deja e prea mult. 4, glumesc. 4 de bâte invers. Mai, vă eliberați de o casă, de o relație. Alegeți. Sau cineva renunță la o casă. Dar e vorba de voi. E vorba de voi, măi. Dragii mei, Scorpion. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion. O să simțiți efectul acestei eliberări în timp. Evident că nu imediat, dar în timp. Da. Să descoperiți adevărata dragoste față de voi, adevăratul echilibrul emoțional și eventual o să vină cineva cu dragoste necondiționată și profundă la un moment dat, dar în această perioadă vă eliberați de o energie foarte toxică. Pentru unii posibil să fie și cineva cu marcaj puternic într-un anumit semn. Am văzut și semn de pământ, taur, fecioară sau capricorn, dar pentru unii posibil să fie și cu marcaj în semn de aer, mai ales pentru că Venus este reprezentată a balanței sau eliberarea să se fi făcut în perioada balanței. În fine, vedeți ce și cum. Hai să mai vedem. La capătul setului de cărți, 7 de bâte. Da, clar, vreți să manifestați vindecare, să ieșiți din această perioadă, wow, din stagnare, din sacrificii, să știți. Și scorpionii, ca și peștii, și caracii, au tendința să se sacrifice, mai ales cei care caută creșterea spirituală și se leagă de ce am spus mai devreme. Dar suferința vă ajută să creșteți din punct de vedere spiritual. Și se vede aici că în ultima vreme ați reușit să comunicați cu îngerii, să vă curățați energetic, emoțional, să faceți mantre, rugăciuni, băi speciale. Da, în primul rând să vă... Vai, asta e dorința voastră. De a manifesta ceva nou. Dar sunteți conștienți, ați primit inspirația. Poate că v-ați întâlnit cu un profesor spiritual, profesorul spiritual care a apărut să fie o influență mai de demult, dacă e aici, mai în ultima vreme. Da? Această temperanță să fie profesorul spiritual. L-am văzut și pe Marele Preot. La un moment dat a venit cineva în viața voastră și v-a tot explicat, v-a arătat, v-a susținut în această eliberare. Și ați primit iluminarea și prin comunicarea cu acel personaj și prin vise și prin rugăciune. Ați primit înțelegerea că e cazul să nu vă mai sacrificați. Ia uite, aveți 4 și 4. Și iar 4 și în viitor un 4 de bâte invers. Acasă. E casa patra. Da? Casa patra, a mamei, a mamei, a genealogiei voastre. Da? Ați avut pe cineva extrem de dominator. Poate că e acest semn de foc pentru unii.
Acest set de cărți a venit, mai folosim și invers, a venit invers, o persoană foarte dominatoare care a vrut să vă controleze, da, extrem de materialistă, de rigidă, cu care nu ați putut construi nimic, cavaletul de bâte. Poate că a avut și o atitudine prea sexuală pentru unii, depinde ce reprezintă acest împărat. Poate să fie și o femeie, poate să fie și o femeie în semn de foc sau, eu știu, orice alt semn, cu o atitudine foarte dominatoare. Dar, posibil, totuși, vom vedea regele de foc să fie totuși altcineva. Dar există și această posibilitate, nu o exclud. Da? Pentru că avem berbe, că avem taur, poate să fie oricine. Și balanță. Da? Da. Cineva care v-a pus la pat va crea multe, multe griji. Și eventual, voi între timp, pentru unii dintre voi v-ați îndrăgostit de cineva și n-ați putut să manifestați această dragoste, n-ați putut să inițiați, să mergeți către această dragoste, să o lucrați, colaborarea, poate să fie și o colaborare la locul de muncă, dar în special dragoste, atracție față de un suflet pereche, față de o flacără geamănă, n-ați putut pentru că a trebuit să vă eliberați, să vă eliberați de acest personaj care v-a ținut în, da, capul în jos, în cele mai incomode poziții, în sens, în orice sens vreți voi. Da? Vreți să manifestați, aici este mesajul care l-ați primit în ultima vreme, prin această temperanță, vreți să manifestați ceva nou, vreți să manifestați ce? Vindecarea voastră, ordine mentală, ordine mentală, iar apare temperanța, eliberarea de acele trei de spade pe care le-am văzut mai devreme, vreți să mergeți cu sufletul deschis înspre viitor și să vă luptați, să vă păstrați terenul, ce ați reușit voi să acumulați, învățăture 7, un număr spiritual, da? Să vă păstrați emoțiile curate, învățăturile pe care le-ați primit, să vă apărați și să luptați pentru a vă menține într-o anumită poziție. Să vă luptați cu dușmanii. 7 de pute. Deci, 9 de bâte în această poziție arată blocaje, dar faptul că vă eliberați de acest diavol, care înseamnă imens de mult, frici, adicții, oameni care v-au dominat, care relații karmice, poate să fie și o căsnicie, poate să fie și un membru al familiei, mamă, tată, soră, frate, da, nu contează, și la job, da? Pentru că fiind, știți, Capricornul e casa 10 a cariere, dar este invers și atunci 10 în opoziție cu 4, 4 care tot apare 4. Deci în casă a fost ceva. Și aici a fost blocajul, momentul, vedeți, dragii mei, vedeți, nu trebuie să explic eu prea mult, în momentul în care vă eliberați și de frică și de aceste, wow, poate chiar și vrăji, poate ați făcut, da, trebuie să o spun, poate ați făcut curățări intense. Ați vorbit cu îngeri, numai unii scorpioni știu. Sper să învețe și ceilalți. Și să știți, cei care au planete multe în casa 8-a, în zodia scorpionului, chiar dacă nu sunt învățați de cineva, la un moment dat tot primesc prin acel iaute spânzurat inve, da? Tot primesc de la divinitate. Îi învaț divinitatea cum să vorbească cu diavolul, pentru că scorpionii sunt undeva așa la granița între întuneric și lumină. Am mai vorbit despre această capacitate de moarte și renaștere, de transformare radicală. Adesea, diavolul poate să reprezinte un scorpion și nu neapărat că sunteți oameni dușmănoși, puteți să fiți fricoși, să vă fie teamă de schimbare, să vă fie teamă de ceva, să vă exprimați o anumită calitate sau anumite calități, să aveți frici. Frici de unde? De la mamă. Sau pe o filieră care ține de feminitate, de, ia uite, nu știu cât o să reușesc să vorbesc, îmi vine să vorbesc foarte mult la această etalare. Dar, în primul și în primul rând, provocarea este eliberarea de aceste, aici este provocarea, să vă eliberați de blocaje. Și ce e frumos, că 9 de bâte invers merge către 8, iar comunicarea și în aceste de cărți, îmi place mult setul ăsta, or fi altele foarte moderne, dar ăsta mi-e tare drag. Acest motiv îl și folosesc. Aceste bâte merg în sus către lumină, către, da, divinitate. Căutați către Dumnezeu.
A fost comunicarea cu cineva, clar, 8 înseamnă transformare, comunicarea voastră către cineva sau a cuiva cu voi va ajuta, dar poate să fie și una și alta. Dacă voi ați învățat pe cineva să se elibereze de energia toxică din viața lor, înseamnă că și voi, aici vreau să zic, să ajung, și voi ați trecut cândva prin asemenea situații, că altfel n-ai cum să înveți, da? Dacă nu ai trăit situații în aceste... situații pe care le explici mai departe celor care se chinuie în probleme sau se chinuie cu viața. Îmi place că au venit aceste cărți în poziție normală. Deci, călătoria, iar la un moment dat, într-un trecut îndepărtat. Îndepărtat poate să fie mult sau puțin, variază de la om la om, evident. Dar, cum am spus mai devreme, poate să fie și o călătorie de acum niște ani de zile, peste niște hotare în care ați experimentat niște lucruri, ați comunicat cu cineva și ați crescut spiritual. Și acea călătorie, acea experiență v-a fost, cum să zic, motiv de susținere în acest proces de vindecare. Da? V-a adus aminte că trebuie să aveți răbdare, că Dumnezeu e alături de voi, că a mai fost cândva alături de voi și să aveți răbdare în eliberarea de această energie toxică. Iar eu văd și că voi puteți să inspirați pe cineva și că voi ați trecut prin așa ceva. O să clarificăm. În prezent apare 6 de spade, iar o carte foarte faină în condițiile în care diavolul este inversat. Se vede clar că în prezent lăsați apele tulburi în spate, faceți iar o călătorie, altfel de călătorie, posibil să fie și mentală, e lună plină, să faceți niște eliberări în continuare, pentru că odată eliberați, dragii mei, eliberările trebuie făcute. Altfel, casa goală poate fi umplută oricând cu energiile negative, dacă nu, continuăm să curățăm și să ne eliberăm, da? E ca și când nu poți să faci curățenie odată pe an, da? O, Doamne, ce mă bucur că vă eliberați. Vă eliberați mental de apele tulburi, mergeți cu încredere către echilibru, către un echilibru. Poate o să primiți un dar de bani de la cineva, poate. O să clarific. Într-un viitor. Și că am văzut justiția, pentru unii posibil să se echilibreze un aspect care ține de finanțele voastre și să primiți un dar pe care îl așteptați de mult și nu s-a manifestat, era dreptul vostru, sau plecând dintr-un loc negativ, să începeți să primiți bani și să vedeți că abundența pe care o manifestau cei din jurul vostru e un mesaj special pentru unii cu planete în Scorpion. Voi fiind crescut spiritual, trebuia să atrageți anumite binecuvântări, da? Am văzut binecuvântări, da? Manifestați credință și binecuvântări. Dar fiind, și miracole, fiind într-un mediu toxic, aveau parte ceilalți de aceste binecuvântări. Da, am înțeles, da? Lucrarea s-a făcut, se face în continuare de eliberare și veți avea parte de binecuvântările pe care le meritați de foarte mult timp, dar au fost date către altcineva, tocmai pentru că era în preajma voastră acel personaj. Acum, pentru unii a fost mesajul, da? Sfatul este să vă eliberați de acest personaj. Nu vreau să mă fixez pe zodii, pentru că nu asta e ideea, să mă fixez pe zodii. Deși văd multe zodii, da? Este o energie feminină negativă. Ori o femeie ușoară, ori o mamă, da, cu tendință de a controla, o mamă toxică, ori soția cuiva, mama copilor, foarte toxică, manipulatoare, care nu vă permitea să... sau, da, e o energie materialistă, dominatoare, da, care nu manifestă dragostea. Exterior, cineva iese din programare. Cineva, o să vedem cine acest personaj. Posibil. Pentru unii, diavolul invers și 8 de spade să reprezinte eliberarea altei persoane de o energie negativă.
Veți trăi și veți vedea. Pentru că eu citesc energiile, nu chiar fiind colectiv, nu pot să spun exact pentru toată lumea, chiar dacă aș clarifica cine e acest personaj, voi trebuie să-l depistați. În timp, poate nici măcar în timp ce ascultați această etalare, veți primi, vă veți aduce aminte. Am ascultat la etalarea tarotelei. Da, interesant, da? De ce vă este teamă să riscați eventual? De o atitudine, da, de o atitudine nebunească. Încă unii, poate mai aveți ceva de eliberat ca să manifestați credință totală. Dar e o carte frumoasă, totuși, în casa a opta. În casa a opta, nu vreau să zic, o fi în casa a opta. În casa fricilor. Vă este teamă de oamenii care vin într-un mod imatur în viața voastră. Evident, e tipic scorpion. Eu știu că am și o planetă în scorpion, da? Și sunt născută printre scorpioni. Scorpionii n-au nevoie de imaturi. Scorpionii cred că e cea mai profundă zodie sau printre cele mai profunde și atunci n-ai cum să stai de vorbă, nici măcar să privești în ochi un scorpion în energia asta. Nu, nu, și e normal. Nebunul nu vă reprezintă, hai să zicem, măcar magicianul, nu? Ce vă doriți? Trei de monede invers. Să renunțați la un trio, dacă a fost un trio energie toxică. Clar vrei să renunțați. Da, nu e obligatoriu să fie trio amoros. Poate să fie și la locul de muncă, dar poate să fie și tot așa. Și acasă, why not? Să muncești pentru alții, alții să stea, să se uite la tine și poate nici măcar să nu te admire, să te pârfească pentru lucrurile frumoase pe care le faci. Adică niciodată nu e suficient. Never it's enough? Fuck it off. Așa că nu mai vrei să colaborați cu anumite persoane care s-au uitat, eventual au luat notițe, au încercat și să vă copieze sau să comenteze. Știți cum au făcut cu Brâncuș? Când au făcut, da, știți de ce a plecat Brâncuș? Nici măcar cu toți banii luați. Pentru că atunci când l-a făcut pe Carol Davila, toată lumea a zis, oh, dar nu seamănă nasul cu al lui Carol. Opa, și permisă doar jumătate din bani. Ia mai duceți-vă voi undeva. Lăsați, dați-mi jumătate de bani și mă duc la Paris. Și uite așa a plecat Brâncuș. Și când a oferit averea, n-au vrut să o primească. Când a oferit lucrurile sale, arta sa. Nu vreți. Sunteți dezamăgiți. Am văzut, da? Regele de cupe. Dar face parte din lecția voastră spirituală. Ce reușiți să faceți? Iar vă eliberați ceva, de o casă, de o casă. Și aici confirm, vă eliberați de o casă, dragii mei scorpioni. Hai să vedem, clarificăm diavolul. Pentru scorpion o dată, de două ori, de trei ori. Regina de cupe, aici este, sunteți voi, regina de cupe. Capabil de o dragoste adevărată, dar vă eliberați de obsesie, de adicție, eventual de influxuri sexuale, ca să păstrați dragostea necondiționată. E frumos. Dar, cu regina de cupe, să păstrați în primul rând dragoste față de voi. Pentru că uneori scorpionii, până se transformă, au tendința ca toate energiile negative să le absorbe în ei. Uite așa se îmbolnăvesc scorpionii. Acum, mai este ceva. Vă eliberați de cineva care visează la voi sau voi ați avut tendința să visați față de acest personaj? Obsesia față de cineva. Poate că vor veni, vom trăi și vom vedea, în sensul că vom vedea ce cărți apar. Da? Ia uite, magnetism, da, și cu diavolul invers. Vă eliberați. Probabil că vin ei, găsesc soluții să vină cineva. Și totuși mai dăm o carte pentru acest diavol. Cine era acest diavol odată? De două, trei ori odată, de două ori, de trei ori. Roata norocului, o întâlnire de destin. V-ați întâlnit cu cineva. Clar,
Roata norocului face parte din destinul vostru, acea întâlnire obsedantă, adictivă, dar care se transformă. Se va transforma într-o dragoste adevărată. Așa simt. Ia uite, nebunul. La o călătorie. Călătoria aceasta, 8 de bute. Călătoria aceasta, comunicarea cu cineva în timpul unei călătorii, e o chestiune la distanță sau într-o călătorie. Călătoria e la baza acestei povești. Călătoria și comunicarea într-o călătorie. Da, se dorește manifestarea. Dar aici vă este teamă că nu o să se manifeste acest început pe de altă parte. Nu? Cineva voi sau cealaltă persoană s-a detașat emoțional și a simțit că au niște lucruri, vocea nespuse, Marea Preoteasă, pe care le-au ținut în secret. Hai, clarificăm nouă de bute invers, provocarea. Odată. Nici măcar nu mai așteaptă să... 7 de monede invers. E bine că asta înseamnă că ieșiți din așteptare. Pe de-o parte, așteptarea a fost datorită blocajelor, da? Ieșiți din blocaje, ieșiți și din așteptare. Niște chestiuni care probabil că nu depindeau de voi. Poate să fie în viața personală sau poate să fie în viața altora și vă influența și pe voi în relație. Și asta înseamnă că dacă a venit 7 de monede invers, se va manifesta 6 de monede. La un moment dat, cum și arată. Ia uite, iar este acest vis. Un vis frumos, magnetismul. Tot aici s-a oprit. Uf. Da, cineva s-a gândit foarte mult. Aici este provocarea. A fost o tăcere necesară. Eu așa simt cu temperanța. A fost o tăcere necesară ca unul dintre voi, inclusiv voi, dar posibil să fiți cealaltă persoană, să vă vindecați de niște adicții. Și în această perioadă s-a visat la acest magnetism și de-aia s-a manifestat obsesia. Dar dacă se eliberează situația, dacă se rezolvă cu blocajele, evident, nu mai așteptați, se manifestă călătoria, întâlnirea și posibil pentru unii visul să fie adevărat. Vedem. Dar eu... Ce simt? Simt că voi sau o altă persoană sau și vă eliberați de o casă și de o energie toxică, extrem de toxică de acasă. Dacă sunteți flăcări gemene, oglindiți experiențele, chiar dacă nu sunt identice, dar se oglindesc și în viața unuia și în viața celuilalt. 8 de monede în trecut. Nu de monede, o fi fost și la locul de muncă. 8 de bâte în trecut îndepărtat. Odată. De două ori, de trei ori, concepția, aici este. Atunci s-a conceput, de fapt, atunci s-a pus sămânță, s-a însămânțat un proces de vindecare, temperanța și de eliberare, de karmă, ia uite, s-a însămânțat, putere, ați inspirat eventual sau voi ați fost inspirați, s-a însămânțat concepția. Da, conceperea unui proces de vindecare și de transformare. Pentru unii, interesant, dacă ați avut o relație toxică, un trio amoros, mare grijă să nu fi trebuit să faceți un avort cu mama invers, cu această sămânță. Și cu energia toxică, posibil pentru unii, dacă s-a întâmplat, îmi pare rău. Da, în fine. Temperanța. O dată. De două ori. De trei ori. 5 de monede. Asta e. Au fost probleme financiare, probleme în cuplu, da? Care nu s-au putut echilibra din cauza unor blocaje. V-a pus în așteptare. Cineva a fost foarte precaut, unul dintre voi. Acest motiv a trebuit să vă vindecați, dar, repet, amânarea, tăcerea, toate problemele de cuplu sau financiare sau fizice sau de sănătate au fost ca să creșteți spiritual și să vă apropiați de această postură în care, la un moment dat, o să învățați pe cineva, pe alții,
să învățați pe alții să treacă și ei prin probleme similare. Și veți manifesta acest profesor spiritual pur și simplu. Nu trebuie să ai diplomă ca și profesor spiritual, da? Dar, repet, cineva va inspira și pe voi cândva. Și asta e mare lucru. Dacă exact împărăteasa, interesant. Și regele de spade, cineva cu marcaj în balanță, pentru unii, și steaua, întâlnire de destin. Balanță, vărsător, dar. Iar persoana care inspiră la vindecare și la creștere spirituală, e o pasiune, pasiune. Dacă unul dintre voi a fost căsătorit, probabil că încearcă să renunțe la acea karmă. În fine, 6 de spade. Odată. De 2 ori. Și dacă nu renunțe la acea karmă, la acea căsătorie, renunțați voi la triunghiul amoros. Wow! Moartea! Că tot avem scorpionii, nu? Scorpionii fac această călătorie mentală. Detașare de apele tulburi, de... Nu că v-ar fi frică de întuneric, dar este momentul să manifestați lumina. Cum am zis, trebuie să mergeți către lumină, latura voastră divină. Da? Și din întuneric poți să vezi mai bine lumina. Da, din întuneric pleacă și molia către flacăra divină. Wow, ce transformare! Eventual vine cineva de la drum transformat total, interesant, care a învățat aici și o carte, este Hamlet, deci a fost grafică pentru Hamlet. Puteți să citiți Hamlet? A fi sau a nu fi? A fi sau a nu fi? Interesant. Iar nebun, iar nebun. A fi sau a nu fi, a nu fi, nebun. Iar călătoria, 8 de bâte, care a venit, de fapt, ați văzut în trecut. 8 de bâte. La distanță, poate o călătorie a fost necesară, distanța dintre voi a fost necesară ca celălalt să învețe să-și asculte intuiția, marea preoteasă și vocea. Iată. S-a detașat emoțional, a trecut prin acest spânzuratul, da? E acest împărat, interesant, împăratul și împărăteasa. Dar vine cineva transformat, maturizat și pregătit să manifeste ceva nou, eventual, dintr-o altă perspectivă mai profundă. Acum, dacă e vorba de voi, puteți și voi să manifestați această detașare mentală, călătorie care, puneți punct, repet, unei situații acasă. Nu pot să uit chestia asta. Eventual și vă duceți într-o altă direcție. O să clarificăm. Vedem o carte, totuși, pentru această moarte. În prezent și viitor apropiat odată. De 2 ori. De 3 ori. 10 de monede. 10 de monede înseamnă tradiții, casă, job și căsătorie. Vreți să mergeți către destinul vostru, faetonul. Repet, poate să fie și altcineva. Veți trăi și veți vedea. Oricineva pune capăt unei căsătorii sau unui job important, sau nu neapărat că pune capăt, adică noi mai... influențează, nu mai sunt dependenți de bani sau de structura respectivă tradițională și vor să vină înspre lumină, înspre soare, cu pasiune, da? Posibil să fie și ei. Dar totuși, presupune că sunteți voi, da? Eu cred că totuși unii scorpioni se eliberează de o casă sau de o structură tradițională și manifest o nouă lume, un as de monede, o nouă lume, un nou capitol. Da? Mergeți către destinul vostru. Acum, sfatul este ce această împărăteasă invers. Clarifică-ne, te rog frumos, pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendentul din nord, în scorpion, odată. De 2 ori. De 3 ori. Soarele, dragii mei, ce v-am zis? Mergeți către soare, măi?
Mergeți către soare, către flacăra voastră geamănă, către sufletul vostru pereche, care nu s-a putut manifesta pentru că a stat în preajma unor oameni nepotriviți. Și voi și ei. Și voi și ei. Eventual, ei se eliberează de o soție, de o mamă, se poate și asta, și dacă ei vin eliberați și transformați, lăsați aceasta să fie lumina între voi, da? Să fie lumina între voi și aici este. Interesant. Unul este profesor spiritual și altul a trecut prin transformare, da? Și iar este lumina între voi, foarte diferite. Vedeți cărțile? Este lumina între voi. Azi, poate că unul dintre voi a fost profesorul spiritual al celuilalt și l-a ajutat să se transforme radical. Și cu această moarte va trebui să experimenteze fericirea absolută, nu? Renașterea. Eliberarea de această energie feminină toxică. Toxică. Soarele, vedeți, eu ador lucrarea asta. Iar apare rege de foc aici, în acest set de cărți, apare, da? Adică e soarele, da? Nu are cum să nu fie de foc, da? Energie masculină. Pe de altă parte, mergeți voi către soare până să vă întâlniți flacăra geamănă, până să vină, da? Cine o veni, mergeți voi, dragii mei, pentru că mesajele sunt și pentru voi și despre ei. Mergeți voi către soare. Radiați voi adevăr. Lumină, inspirație, creativitate, creație. Creați-vă viață. Din întuneric, din suferință, pasărea Phoenix, renașteți, da? Ia uite, aveți putere. Da? Pentru că aveți putere, veți avea victorie. Și veți, vă veți manifesta visurile, 7 de cupe. Aveți opțiuni multe, ia uite. Dar cel mai frumos vis este 10 de cupe. Să fiți fericiți. Veți fi fericiți. În momentul în care vă eliberați de acele personaje, nu uităm. 8 de spade, te rog frumos, influență exterioară. Iată, 8 de spade invers. 6 de pâte. 6 de pâte. Mai dăm o carte pentru acest 8 de spade și 6 de pâte. Mai trebuie să-mi cumpăr o masă, abia aștept. Să funcționez pe altă masă. 6 de pâte. Asta înseamnă victorie sau egoism. O să vedem. 3 de pâte. La un drum. La un drum a trebuit iar chestiune de drum, de drum. Probabil o distanță între voi și cineva v-a transformat pe amândoi. Dar cineva așteaptă, ia uite. Dar și-a dezechilibrat emoțiile, are multe emoții. Foarte multe gânduri. Din cauza acestui drum, dorința de a comunica, că încă mai speră că va fi ceva între voi. Mai dăm o carte pentru această influență exterioară. O dată. Mai îndrăgostiții. Persoana aceasta este îndrăgostită și plină de pasiune, probabil cu marcaj, poate să fie ascendent sau planetă, da? Marte, dacă e bărbat și are Marte în semn de foc, da? Se poartă uneori ca un semn de foc. Persoana aceasta este îndrăgostită de voi și vrea să vină. Până acum n-a știut cum să vină. Posibil eliberarea respectivă să fie și în partea lor, da? Capitolul lor. Dar, repet, ține și de viața voastră personală. Că știu, în general, ce trăiesc scorpionii. Și scorpionii aleg să trăiască în întuneric sau să se transforme. Transformarea este alegerea noastră, dragii mei scorpioni. Și la mulți ani îmi cer scuze că am uitat. Dar oricum, până la sfârșit, tot nu uitam. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Acum, continuăm. Cineva e îndrăgostit teribil de voi, sunt îndrăgostită. Vrea să vină, dar încă a găsit varianta, e pe cale să vină, dar probabil că e nemanifestată victoria, pentru că voi sunteți foarte precauți, eventual. Multă pasiune. Justiția. Interesant. Probabil cu planete în balanță pentru unii. Asul de cupe. Și dacă nu e în balanță, probabil cineva vrea să facă justiție, cum a zis mai devreme. Vrea să exprime dreptate, pentru că n-a putut exprima la un moment dat. Și justiția se va manifesta divină, se va manifesta prin exprimarea acestei pasiuni, acestei atracții, prin arderea karmei, că aici e și foc și fum, de s-a ars ceva, și acest potențial, asul de cupe. Îl luați, nu-l luați, este alegerea voastră. Ia uite, s-a suferit foarte mult, doriu emoțional.
Clarificăm nebunul odată. De ce vă este teamă de acest nebun odată, de două ori? Să vă e teamă să luați de la zero cu acest personaj, dar să știți că vine transform extraordinar asul de cupe. Noi, cine se transformă? Se transformă. Repet, eu zic că amândoi vă transformați. Pentru că atunci când aștepți pe cineva și nu mai vine și zici că nu mai vine și zici că nu mai vine și nu mai știi nimic de el, despre el sau ea, da? N-ai cum să nu te transformi, da? Ceea ce simți la început nu mai e la fel pe parcursul acelei așteptări. N-ai cum să. Și din acest motiv vă este teamă să o luați de la zero, să manifestați o nouă dragoste, pentru că și voi ați trăit situații nu neapărat în această așteptare. Știți, sunt mesaje care vin pe două, trei planuri. V-am zis, nu s-a putut manifesta dragostea adevărată pentru că și voi ați avut ceva de vindecat. Și ei, dar și voi. Ia uite, visul. Regele de monede. Temperanța. A trebuit iar temperanța. Să vă calmați mintea, cinci de spade. Da? Să vă calmați temperanța. Masculin, feminin. Da? Să vă echilibrați financiar, eventual, și să visați. Dar cât să visezi? Când vrei lucruri concrete. Și aici a fost lucrătura și a diavolului, de așa lui Dumnezeu. Care a câștigat? Voi știți. Șase de, eu zic că Dumnezeu, cu spiritual teacher și cu flacăra către care trebuie să mergeți. Șase de monede odată, de două ori. A sărit un pic, de trei ori. Ups. Șase de monede. Am sărit, așa a fost să fie, așa a fost să fie. În viitor aveți patru de monede, regina, opa, regele și regina de foc și șase de cupe. Vă împăcați cu personajul acesta care ține foarte mult la voi, ține foarte mult la voi și se echilibrează. Nu mai dă diavolului ceea ce trebuia să vă dea vouă și nici voi nu mai dați, să zic, energie celor care v-au vampiriza de energie sau de alte lucruri, dar se echilibrează patru de monede, se echilibrează lucrurile. Regina de foc și șase de cupe. E o împăcare, așa o văd, o împăcare. Mai să fie. Regina de foc. Da, cineva ține la voi în continuare. În viitor. Șase de cupe. O să mai clarific la sfârșit aceste cărți, să văd exact dacă e împăcare sau nu. Într-un viitor se vrea manifestarea acestei iaute. Opa! Da. După cum arată cărțile cu 4 de băte, diavolul și magicianul, cred că persoana de care toxică din viața voastră sau a lor o să încerce să se mai împace cu unul dintre voi, să vă bruieze viața de cuplu eventual sau viața dacă sunteți singuri, persoana din trecut de care vă eliberați o să mai apară să încerce să vă... Din acest motiv apare asul de cupe și nebunul, dar dragii mei, nu trebuie să vă fie frică de o nouă dragoste, să vă fie frică eventual de o nouă dragoste cu personajul toxic, asta da. Netransformat. Dacă vine cineva transformat, e ok. Înțelegeți? Dacă oamenii nu s-au transformat acolo, trebuie să renunțăm la a mai colabora cu ei. Clarificăm trei de monede. Eu zic că am fost clară. Uf, judecata, asta este. Vreți să judecați, vă doriți să judecați corect. Nu să-i puneți la zid că nu-i frumos. Nu e treaba noastră, o să-i judece Dumnezeu, dar pe fiecare. Vă doriți să gândiți bine. Renașterea voastră, da? Să alegeți eventual. Că mi-e o carte aici. Asul de bâte era pitit. Da.
Posibil, vă atrageți alt personaj plin de pasiune, de creativitate, dar nu cu energie negativă. Interesant. Și aici este. Judecați. Noua pasiune o judecați bine, 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 bine. Pentru că sunteți trecuți prin multe. Și totuși vă doriți pasiune. Vă doriți în poziția dorințelor. Dar nu în această postură de trio. Da? Invers. Nu trio. Dacă ai renunțat la cealaltă persoană, bine. Dacă nu, pa. Da? Faetonul. Obiecte. Regina de pământ. Da, cineva trebuie. Da. Dacă nu se detașează. Iar vorbesc despre triunghiuri amoroase sau despre femei, mame. Soții toxice. Regina de monede, da? 8 de cupe. Trebuie să vă separați această de regina de monede, voi sau altă persoană, să vă separați energetic, emoțional, să vă depărtați, da? Ca să mergeți către destinul vostru. Și când zic regina de monede, nu mă refer la nicio zodie, dragii mei, n-am nimic cu nicio zodie. E vorba de o energie extrem de materialistă și de. Da, care blochează. Da, blochează. Manifestarea adevărului, interesant. Blochează adevărul, blochează începutul, blochează ceva, ceva ce trebuie manifestat și exprimat. Eventual v-a blocat chakra a cincea a comunicării, a exprimării a voastră sau a lor. Eu când zic a voastră sau a lor, voi trebuie să vedeți, voi trebuie să vedeți, voi trebuie să simțiți. Nu vă fac eu scenariu, domnilor și doamnelor, eu nu vă scriu viața. Eu citesc cărțile. Restul este alegerea voastră. Dragii mei, sărbătoriți. Ce reușiți să faceți? Patru debute invers. Ia să clarificăm o dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, foc. Aici ardeți karma și mergeți cu pasiune înspre ceea ce vă place vouă. Iar manifestați ceva nou într-un mod trăsnet. După ce lăsați lacrimile în urmă. Da. Terminați cu lacrimile, cu regretele, luați-o de la zero. Că aici este frica voastră, totuși vă eliberați. Repet, e o chestie acasă. Clar e acasă. Clar, clar, clar. Mai dăm o carte, ce reușiți să faceți. Hai, o dată, de două ori, poate acasă, da, nu mai nimic cu poate, clar, vă eliberați, hai, nu mai lungiți. De trei ori. Trei de monede, vedeți? Trei de monede, aici apare. Nu mai colaborați cu cei care v-au trădat, cu cei care au fost toxici, da? Cu cei care au încercat să vă domine, construiți, vă construiți viața. Aici aveți pasiune pentru a vă reconstrui pe voi. Și ce-mi place este un triunghi cu vârful în sus aici. Asta e, da? Creșterea voastră spirituală și materială. Cum am zis de la început, 33, da? 3. Da? Ce frumos ce vă doriți și ce reușiți să faceți, 3 și 3. Da, aici e 3 invers, aici este 3 în poziție normală. Vedeți cum nu se joacă, cum ne confirmă cărțile? 3 și cu 3, 6. Și apare aici 6, 6. Frumos. Totuși, da. Eu zic că va veni o persoană care renunță la trecut pentru voi. Așa simt. Dacă ei renunță la trecut și vor să se transforme, nu fiți, da, nu fiți prea, prea duri. Pentru că aveți un potențial deosebit alături de această persoană. Da? Atât timp cât ei renunță pentru voi, n-are rost să. Chiar dacă aveți o oarecare teamă. Nebunul șasul de cupe. E teamă, dar aici e frumos. Da? Dacă aceste două sunt în poziția. Da, alunecă, pentru că data viitoare nu le mai laminez. Dacă aceste două cărți, asul de cupe și nebunul, sunt în poziția fricilor, dragii mei, central aveți diavolul care e invers. Și asta înseamnă, diavolul înseamnă printre foarte multe și frica, renunțați la frică. Pentru că dacă renunțați la frică, se va manifesta începutul, dragii mei, da? Și asul de cupe. Vine cineva, clar. Cineva vine. Transformați, sincer, să construiască ceva stabil.
Ia clarificăm aici 6 de cupe invers. Ce înseamnă? O dată. Eu cred că e persoana din trecut. De două ori. De trei ori. Asta e. Trebuie să fiți vulnerabil. Mai dăm o carte pe această vulnerabilitate o dată. De două ori. De trei ori. Da. Cine vine dacă vă mai influențează persoana toxică din trecut? Dacă nu este vindecată, 4 de spade și deschisă, degeaba vine. Da? Cine vine? Pentru că o să... Eu cred că o să aveți mai multe persoane în această perioadă care o să dorească să manifeste un început cu voi. Dar dacă persoanele din trecut, toxice, vin nevindecate, nu le mai primiți. Dacă vin doar cu pasiune și nu se deschid 4 de monede și în continuare dau în stânga și în dreapta și nu aveți exclusivitate, nu îi primiți. Dar dacă vine o persoană sau aceeași persoană deschisă și dispusă la vindecare și cu mintea clară în ordine, puteți să le acordați timp și să, eu știu ce să mai faceți, să colaborați, nu neapărat să manifestați, nu știu ce. Voi alegeți, dragii mei, voi alegeți. Dar ce este cel mai important, vă eliberați de ceva toxic acasă. Și cu pasiune vă reconstruiți viața. Mai dăm o carte pentru acest trei de monede, pentru Scorpion, o dată. Nu știu ce titlu o să dau, să mă gândesc până se descarcă. De două ori. A fi sau nu fi? De trei ori. Phoenix. Regele de monede. Șapte de bâte. Mai, eu zic să apreciați oamenii care vin deschiși, să apreciați această lecție și cum am spus, să ascultați totuși atent această etalare. Eu zic că are mesaje importante, așa simt, nu că e a mea, dar așa simt că vorba e și pentru mine într-un fel, nu doar pentru voi. Apreciați și construiți-vă stabilitatea. A venit regele de monede pe orizontal, încă. Evident, când vă eliberați de o casă, de orice natură, fică e mama, tata, e, da, moștenirea de familie sau căsătorie, sunteți un pic dezechilibrați financiar. Dar aici este judecați. Aveți pasiune, da? Pasiunea apare și aici la foc. Ca să vă reconstruiți și să vă găsiți echilibru. Da, în lume este haos, dar cu credință putem să manifestăm acele miracole și binecuvântări. Concentrați-vă pe dragoste. Pe iertare, dragoste față de voi și cu credință, revin, se manifestă miracolele și binecuvântările cu răbdare. Ce frumos aveți numărul 13, care reprezintă moartea în tarot, și știți că moartea reprezintă zodia Scorpionului, pe care l-am avut aici, în prezent, este aici. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și, dragii mei, încă o dată, la mulți ani, să vă bucurați de tot ce e mai frumos și de dragoste și de nouă dragoste și de vindecare. Și de lumină și de inspirație divină. Vă pup, vă iubesc și numai bine. Ciao, ciao!